meci acasă cu o echipă din Serbia, ceva de genul ăsta, câștigat semnul de pasare, facem egal acasă, ne calificăm. Când mă ajung acasă, mă uit la televizor, Gigi. A, că ce, că Răchita a greșit o pasă și că... Ce zice Gigi? Începuse cu asta. Nu m-am dus la antrenament dimineață, direct la Marriott. Mă duc, deschid ușa, ce zici tu? A, bă, Vivi, îmi făcut și la televizor, care. Și zice, păi m-am aflat. Ce-a făcut? Meme ne-a luat, aveam telefon de la o firmă. Ne-a luat listing-ul și a văzut că eu, Florentin Dumitru, Dorian, l-am sunat pe Piți. Seara, că spuneam să știm cum jucăm. Ia uite, domnule, vorbești cu Piți, cu alea, că nu știu ce, că nu știu cum, că gata, că nu mai... A, de-aia te pusese, da. Te pusese zic, pe lista neagră. Și zice, gata, că nu, că acum eu fac echipă. Și mă duc la antrenament și zice, Zenga, bă, ce faci? Și da, dar zice, eu vreau să te bag, dar nu mă lasă să te bag. A, zic eu, uitați-mă, și de când vedeam pe Zenga, când zicea Zenga că eu, uite, domnule, eu am caracter. Păi, dacă mi-a spus mie în față că el vrea să mă bage.